Bună ziua, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la News Show. În această ediție abordăm următoarele subiecte. Fațada fostului Hotel Național a fost vopsită parțial în culorile panglicii Sfântul Gheorghe, simbol interzis deja în țara noastră. Se întâmplă după ce președinta Maia Sandu a promulgat legea, iar astăzi documentul ar trebui să intre în vigoare. Cum comentează poliția și ce spun oamenii despre această acțiune, vedeți la știri. Guvernul se pregătește pentru o nouă criză energetică. Autoritățile nu exclud că începând cu data de 1 mai, Gazprom ar putea închide robinetul pentru Republica Moldova, iar în aceste condiții, compania Energocom ar urma să procure gaze naturale de pe piața internațională. Ministrul Andrei Spânu a declarat că prețul energiei electrice ar putea crește. Revenim cu detalii în câteva clipe. La aproape 3 ani de când a fugit din țară, influența fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în sistem încă mai este resimțită. Declarația aparține ministrului Justiției Sergiu Litvinenko, care a mai făcut precizări legate de locul aferii lui, dar și când ar putea fi adus acasă Plahotniuc ca să fie deferit justiției. După ce președinta Maia Sandu a anunțat că a promulgat legea care interzice folosirea unor simboluri, dar și a panglicii Sfântul Gheorghe, o parte din fațada fostului Hotel Național a fost vopsită în culorile panglicii, negru-oranj. Totul s-a întâmplat pe parcursul nopții trecute și nu se cunoaște deocamdată cine sunt autorii acestui gest sfidător. Până ieri, clădirea fostului Hotel Național era vopsită în culorile drapelului ucrainean, galben și albastru. Azi, cei care au avut drum pe aici au observat că partea superioară a fost revopsită în culorile negru și portocaliu, asemănător panglicii Sfântul Gheorghe. Întâmplător sau nu, dar se întâmplă după ce legea care interzice simbolurile de război și a panglicii Sfântul Gheorghe a fost promulgată de președinta țării, Maia Sandu. Este nehorosho. Если вы поддерживаете украинский народ, украинские нации, надо до конца вот эту флагу поддерживать. Это русскоязычный сделал. Это Тодорская партия сделал. Слава Молдове! Ну, вот это и есть Молдавия, настоящая Молдавия. Чтобы они были все здоровы. Sunteți de acord cu acest? Foarte! Pentru noi, părinții, s-au dat viața. Dar este interzis acest lucru. Știți cui trebuie să-și interzis? O să vedem zilele cu ea să-i interzică. La ce numai nu nouă. Noi o să murim pentru lenta asta. La ce vă referiți? O să ieșiți de 9 mai? A, să ieșim și de 9, și de 20, și tot anul împrejur, până să fie dreptate. Noi, ca la Ucraina, fașism nu vrem. Eu vă arăt ce părere am eu și o să înțelegeți. Dar nu vă puneți masca, că nu sunteți. Uitați-vă. Da? Ați înțeles? Ce părere mea. Absolut contra. Contactați telefonic reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Ne-au comunicat că au fost sesizați despre acest caz în această dimineață. Oamenii legii au identificat proprietara clădirii care le-ar fi spus acestora că nu are nicio pretenție față de aceste acțiuni. De asemenea, polițiștii au ridicat mai multe probe de la fața locului și încearcă să dea de urmele făptașilor. Reamintesc că săptămâna trecută Parlamentul a aprobat în lectură finală modificările la codul contravențional, potrivit cărora simbolurile Z și V, dar și panglica bicoloră, au fost interzise din motiv că acestea ar reprezenta simboluri ale agresiunii militare ruse în Ucraina. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, susține chiar în aceste momente o conferință de presă. El ar trebui să vină cu precizări legate de cazul Hotelului Național, dar și despre măsurile de securitate publică pe care le va întreprinde poliția în preajma sărbătorilor pascale. Haideți să ascultăm ce declarații face șeful poliției. Se deplaseze în siguranță, să aibă certitudinea că nu se întâmplă nimic cu ei. La fel vor fi supravegheate și luate sub control locurile aglomerate și, bineînțeles, că poliția va interveni în toate cazurile de comitere a unor ilegalități admise de persoane sau de făptașii pe cazurile respective. Nu în ultimul rând, vom atrage o atenție sporită în continuare pentru cetățenii străini care traversează teritoriul Republicii Moldova, tranzitează sau vin în vizită pe teritoriul Republicii Moldova, de a le oferi suportul în continuare, ceea ce ține de modul de deplasare acestor categorii de persoane. Poliția în continuare descurajează acțiunile ilegale și faptele care cumva ar pereclita buna activitate și siguranța tuturor cetățenilor. O să rugăm
ca toți cetățenii să aibă un comportament adecvat în continuare, în mod special o mare parte dintre noi vor să meargă în locurile aglomerate sau în locurile de odihnă, în zonele de agrement, o să solicităm să avem acel comportament care ne caracterizează pe noi ca cetățeni, onești, corecți, cinstiți, în situațiile în care vom avea sau vor apărea circumstanțele și ne este cunoscut despre anumite ilegalități comise de unii cetățeni care periclitează cumva buna odihnă a cetățenilor aflați în aceste locuri, rugăm ca să fie informat imediat poliția prin intermediul apelului 112. Totodată vom ruga ca cetățenii să întreprindă sau cel puțin să aibă posibilitatea și să străduie ca să memorizeze cât mai multe semnalamente despre acele persoane care încalcă liniștea și ordinea publică. Totodată, referindu-ne la traficul rutier, în cazul în care sunt sau apar circumstanțe despre conducerea agresivă, la fel, același lucru, rugăm să fim informați pentru a reacționa cât mai prompt la apelurile cetățenilor pe acest aspect. Nu este de neglijat și la fel, cred că chiar este un aspect foarte important, prioritar, când vorbim de copii. Eu o să rog aici toți părinții ca să fie atenți, să atragă o atenție sporită asupra copiilor, de a nu-i lăsa sub supraveghere și nu a crea anumite situații de risc pentru aceste categorii de persoane. Cum am spus și mai sus, în această perioadă, în mare parte ne vom afla la mese cu cei dragi. Eu aici o să vin cu un îndemn către toți acei sau acele persoane care sunt conducători ale mijloacelor de transport și urmează să urce la volanul mijloacelor de transport, de a evita consumul de alcool înainte de urcarea la volan. Totodată de a recomanda și celor aflați în preajmă despre acest aspect. Nu în ultimul rând, hai să fim mai buni și să evităm conflictele, indiferent unde n-ar fi impulsionate de a fi comise acestea. Totodată, aș recomanda purtătorilor sau posesorilor, mai corect spus, de arme, că în perioada în care sau în situația în care servesc alcool, este interzisul portul armei din tot. Portul armei care îl deține în proprietatea sa. Riscă suspendarea dreptului de port armă în eventuală situație în care aceste categorii de persoane vor fi depistate în stare de ebrietate. La fel, cu referire la conducătorii mijloacelor de transport, noi, în continuare, cum am îndemnat-o și anterior, la fel o facem și acum, solicităm, îndemnăm ca toți conducătorii să respecte regulamentul circulației rutiere, să nu admită devieri și încălcări ale acestora, care ar duce la anumite prejudicii. Noi nu trebuie să uităm, toții suntem așteptați acasă, alături de cei dragi. Cu referire la bunurile imobile, proprietățile ce ne aparțin tuturor. Asigurați-vă odată cu plecarea de acasă, marea majoritate o să mergem în ospeții la rude apropiați, că bunurile noastre, imobilele noastre, rămân în siguranță, încuiate și sugerăm ca cetățenii să evite plasarea pe rețele de socializare a anumitor informații care ar crea anumite premise sau sugestii pentru cetățeni de a interveni și de a realiza anumite fapte ilegale pe acest aspect. Deci să evităm oricare sugestie de plasare că noi nu suntem acasă. Pentru cetățenii care ne deplasăm pe stradă, atunci când sunt anumite riscuri în anumite zone care mai puțin populate, la fel rugăm bijuteriile sau bunurile personale să nu fie plasate la locuri vizibile. Când ne referim la chei, acte, bani, să nu fie plasate în același loc. Să evităm posibilitatea pentru anumite situații, iarăși de risc, cum am spus mai sus.
Așadar, doamnelor și domnilor, ați urmărit în aceste momente câteva secvențe din briefingul de presă susținut de șeful IGP despre securitatea din perioada sărbătorilor pascale. Printre altele, Viorel Cernăuțean a făcut îndemnuri către posesorii de arme, dacă le au și dacă se vor afla în stare de ebrietate, să nu le folosească, pentru că riscă să le fie suspendat permisul de port armă. De asemenea, s-a adresat și șoferilor să nu urce în stare de ebrietate la volan, iar cei care vor fi martori la anumite incidente să sune neapărat la 112. Vreau să precizez că colegii mei de la știri au transmis din partea redacției știri rugămintea să comenteze și incidentul legat de Hotelul Național. Dacă vor fi comentarii pe parcursul buletinului de știri, neapărat le vom publica, iar între timp noi continuăm cu alte informații. Ministrul Justiției se arată convins că poliția va începe să împartă amenzi pentru cei care vor folosi panglica Sfântul Gheorghe și a simbolurilor Z și V folosite de ruși în invazia Ucrainei. Invitat aseară în platoul TV8, Sergiu Litvinenko a vorbit și despre manifestațiile anunțate de socialiști pentru data de 9 mai, dar și despre refuzul lui Igor Dodon de a se conforma legii în semn de protest. Prevede foarte clar, dacă utilizezi această panglică altfel decât în situația în care am menționat-o eu, da? Deci dacă ea este prezentă pe medale și ordine oferită participanților celor de-a doilea război mondial, răspundere contravențională, persoanele vor fi documentate și ulterior vor achita amenzi conform legii. Haideți să înțelegem cum se va întâmpla asta. Deci, bine, să zicem că vor ieși câteva mii sau câteva sute de persoane, deci, care vor participa la manifestația de 9 mai, printre ei inclusiv socialiști, inclusiv Igor Dodon cu această panglică bicoloră. Igor Dodon urmează a fi amendat în situația în care va utiliza această panglică altfel decât în cadrul medaliilor sau ordine oferite participanților celor de-al doilea război mondial. Deci nu există nicio excepție de la aplicarea acestei legi. Legea votată în lectură finală săptămâna trecută de deputații PAS a fost promulgată ieri de președintea Maia Sandu. Anterior, aleșii poporului din partea blocului comuniștilor și socialiștilor au protestat încercând să apere aceste simboluri. Potrivit legislației, confecționarea, vânzarea, răspândirea, dar și utilizarea în public a acestor atribute se va sancționa cu amenzi cuprinse între 4.500 și 9.000 de lei în cazul persoanelor fizice. Agenții economici riscă amenzi de 32.000 de lei, iar persoanele cu funcție de răspundere până la 18.000 de lei. Agentul constatator în acest caz va fi Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul structurilor sale ale poliției. Continuăm cu alte informații. 7 companii sunt gata să livreze gaze naturale pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu într-o conferință de presă susținută astăzi în contextul în care țara noastră nu a primit vreun răspuns de la concernul rus Gazprom și există riscul ca această companie să sisteze livrările începând chiar cu data de 1 mai. Peste 7 companii au aplicat și sunt gata să livreze gaze pentru țara noastră. Sunt companii serioase, cu experiență. Unele din ele deja au livrat gaze pentru țara noastră în luna octombrie anul trecut. Investim în proiecte de eficiență energetică. Doamna prim-ministru deja a menționat despre primele 200 milioane alocate din buget chiar în acest an. Ne dorim izolarea termică a mai multor instituții publice, școli, grădinițe, spitale, cu obiectivul de a reduce consumul și implicit reducerea facturii la energie. La moment, pentru luna mai, avem alternative pentru alimentarea cu gaze naturale. Avem 24 de milioane de metri cubi de gaze naturale stocate în sistemul de transport al României și al Republicii Moldova. În concluzie, dacă contractul cu Gazprom va fi suspendat de partea rusă după 1 mai 2022, avem soluții de aprovizionare atât cu gaze naturale, cât și cu energie electrică. Și depunem tot efortul ca impactul de prețuri să fie cât mai mic. Vreau să vă asigur, dragi cetățeni, că indiferent de evoluția situației pe piața energetică, Moldova va fi asigurată cu gaze naturale și energie electrică. Moldovenii vor beneficia în continuare de acces la gaze naturale și energie electrică, indiferent de situația contractului cu Gazprom. Libertatea și independența noastră energetică ne costă. Din păcate, este un preț
mare pentru unii sau mulți dintre cetățenii noștri. Ministrul Andrei Spânu declară că autoritățile de la Chișinău au trimis mai multe scrisori și solicitări către Gazprom pentru a afla dacă contractul la gaze va fi prelungit, dat fiind faptul că auditul de la Moldova Gaz nu a avut loc, însă nu au primit deocamdată niciun răspuns. De asemenea, Spânu admite că prețul la energia electrică s-ar putea majora, dar nu este clar deocamdată cu cât mai exact. Conform protocolului semnat luna noiembrie la Sankt Petersburg, Republica Moldova s-a obligat să desfășoare auditul datoriilor istorice până la sfârșitul lunii aprilie, pentru ca ulterior să fie convenită plata acestora. Totuși, din cauza războiului din Ucraina, auditul nu a mai avut loc din cauza că nu a existat nicio companie care să aplice la acest concurs. Se desfășoară percheziții la judecătoria Combrat. Procurorii anticorupție împreună cu ofițerii CNA și cei de la SIS desfășoară percheziții în biroul unui magistrat din cadrul instanței. Informația a fost confirmată de responsabili din cadrul Procuraturii Generale, care au precizat că magistratul este vizat într-un dosar deschis pentru îmbogățire ilicită. Verificările au loc după ce în această dimineață procurorul general interimar Dumitru Robu a depus un demers la Consiliul Superior al Magistraturii, prin care a cerut acordul instituției ca să desfășoare aceste acțiuni de urmărire penală. Cererea lui Robu a fost acceptată, însă numele magistratului nu a fost făcut public. Potrivit unor surse însă apropiate anchetei, ar fi vorba despre Valeriu Hudova, care lucrează în calitate de judecător de 6 ani. În declarația sa de avere publicată pentru anul trecut, magistratul indică mai multe terenuri, o casă de locuit, 2 apartamente și câteva spații comerciale dobândite de-a lungul timpului. Vladimir Plahotniuc, căutat pentru a fi deferit justiție de la noi, continuă să se afle de mai bine de un an în Ciprul de Nord, țară recunoscută doar de către Turcia. Despre asta a declarat ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, invitat aseară la emisiunea Freedom de la TV8. Acesta afirmă că se cunoaște locul aflării tuturor politicienilor controversați care au fugit din țară ca să evite dosarele penale intentate pe numele lor în Republica Moldova. Însă nu a putut spune când mai exact aceștia vor fi deferiți justiției pentru a fi condamnați în țară, desigur, dacă vor exista probe concludente care să le demonstreze vinovăția. Cunoaște oficial locul aflării fiecăruia din ei. Vyacheslav Platon este în Regatul Unit, Ilan Shor este în Israel, statul Israel. Aici sunt ceva mișcări. Așteptăm deciziile instituțiilor statului Israel. Noi am făcut din partea noastră demersurile necesare și așteptăm, credeți-mă, eu aștept cu mai mult nerăbdare decât dumneavoastră. Iar despre fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, fugit din țară din iunie 2019. Informațiile oficiale, spune ministrul, arată că mai continuă să se afle în Ciprul de Nord, țară recunoscută doar de către Turcia și cu care Republica Moldova nu are relații diplomatice. Vorbind despre Vlad Plahotniuc, ce face în Ciprul de Nord? Cunoașteți? Nu știu. De unde știu eu? În ce măsură mai influențează mersul lucrurilor politic, vorbind în Republica Moldova? Nu cred că politic influențează, dar probabil anumite interese de-a lui mai persistă și nu au fost tărpite în totalitate. Întrebat anterior unde se află mai exact Plahotniuc, avocatul său a declarat de fiecare dată că nu cunoaște locul aflării pentru că nu adresează astfel de întrebări. De altfel, Plahotniuc este printre primii politicieni care au fugit din țară. Acesta a dat bir cu fugiții în iunie 2019, atunci când Blocul Acum și socialiștii au format o majoritate parlamentară temporară, iar democrații s-au văzut nevoiți să predea puterea. Tot atunci, Ilan Șor a fugit din țară, aparent cu o mașină prin regiunea transnistriană, în condițiile în care el se afla și pe atunci în vizorul justiției, pentru că avea deja o condamnare în primă instanță pentru implicare în furtul miliardului. Recent s-a aflat că tot în acea perioadă a ales drumul pribegiei un alt democrat, considerat mâna dreaptă a lui Plahotniuc. Este vorba de Constantin Botnar. Acesta are acum dosar penal în Republica Moldova, dar continuă să se afle în Marea Britanie și cere comisie rogatorie. În Marea Britanie se află de 9 luni și controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon, dar și Gheorghe Kafkaliuk, lider politic și fost șef adjunct al IGP. Ambii au dosare penale pe numele lor, iar recent a plecat din țară și un alt apropiat al lui Plahotniuc, Vladimir Andronachi, și el cercetat penal.
Externat din spital, după ce a petrecut acolo exact o săptămână, fostul deputat comunist Artur Reșetnikov a revenit după gratii. Se întâmplă după ce ieri el a fost vizitat de mascații de la CNA care l-au escortat în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Colegul meu, Cătălin Gore, a surprins momentul, dar Reșetnikov a refuzat să facă vreo declarație. Domnule Reșetnikov, cum comentați situația cu cadrul în izolator? Acum o săptămână, fostul deputat, învinuit de îmbogățire licită, a fost internat în spital, fiind diagnosticat cu traumatism craniocerebral și o rană la ochi după ce și-ar fi pierdut cunoștința și a căzut. Cum vă simțiți? Inițial, concluziile medicilor care au ajuns și în posesia TV8 au arătat că Reșetnikov trebuia internat la spital. După ce l-au ținut o săptămână, medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au luat decizia de a-l externa. Întâmplător sau nu, dar acest lucru se întâmplă după ce săptămâna trecută ofițerii CNA au dispus verificarea actelor și a concluziilor medicale emise în cazul lui Artur Reșetnikov. Anume, aceste concluzii i-au permis să evite încarcerarea. Atunci am încercat să obținem o reacție de la conducerea instituției medicale, reprezentanții spitalului însă doar au confirmat atunci prezența ofițerilor fără să ofere și alte detalii. Nici Reșetnikov nu a vrut astăzi să comenteze informațiile. Este adevărat că ați fi influențat medicii să vă interneze în spital? Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a declarat că execută hotărârea Curții de Apel Chișinău, care a dispus plasarea fostului deputat în izolator, având la mână și concluziile medicale prin care se permite deja acest lucru. Deci este un extras al medicilor prin care se confirmă externarea dumnealui și având în vedere necesitatea de a asigura mandatul Curții de Apel Chișinău, s-a proces la executarea. La spital a venit și unul dintre avocații lui Artur Reșetnikov. Acesta a declarat că se conformează deciziei, dar urmează să studieze concluziile medicale. Este adevărat că dumnealui ar fi încercat să achite medicilor să influențeze ca să fie internat? Sunt niște... Așa să spunem. Nici nu pot spune niște presupuneri. Evident nu este adevărat. Artur Reșetnikov a fost reținut la începutul lunii februarie, după ce procurorii anticorupție și ofițerii SIS au efectuat percheziții acasă la el și la domiciliul altor 12 foști deputați, toți învinuiți de îmbogățire ilicită. În urma perchezițiilor au fost reținuți Artur Reșetnikov, Anatole Zagorodnei, Vladimir Vitiuc și Violeta Ivanov, mai apoi și fostul democrat Sergiu Sârbu, bănuit și el de îmbogățire ilicită. Acum două zile, Sârbu la fel a revenit în izolatorul Centrului Național Anticorupție, după ce a stat puțin timp în arest la domiciliu. Aceeași măsură i-a fost aplicată ceva mai devreme și lui Anatolie Zagorodnei, care la fel se află în izolator. Violeta Ivanov se află în arest la domiciliu, iar în privința lui Vladimir Vitiuc, procurorii nu au contestat decizia din cauza stării de sănătate precară. Pregătirile pentru sărbătorile pascale sunt întoi. În centrul capitale sunt instalate mai multe decorațiuni cu tematică de Paște, ce captează atenția trecătorilor. În scoarul catedralei mitropolitane, de pildă, pot fi observate diferite ornamente florale, ouă roșii și strălucitoare, dar și luminițe. Oamenii spun că orașul a prins culoare, iar ei încearcă să-și facă timp pentru a se bucura din plin de atmosfera de sărbătoare. După 2 ani de pandemie și restricții, capitala va sărbători Paștele așa ca pe timpuri. Astfel, în fiecare sector al capitalei vor fi organizate târguri. Pe străzi și în piețe se instalează decorațiuni pascale și se organizează diverse manifestări culturale. Și noi am venit special să vedem cum a făcut. Așa ceva nu a fost. Ce vă place anume? Îmi plac ouăle. Și ia că asta tot și iese, asta ia, nu a fost așa ceva niciodată, asta e prima dată și nu foarte îmi place, dar să mai venim, că au spus ca să mai fac cât ceva. Foarte bine că am frumusat ca și de anul nou, centrul capitalei, să fie foarte frumos, să arete a Paște, să... Simt că a venit primăvară și că sunt sărbători frumoase. Și alți orășeni ne-au spus că au venit special pentru a admira decorațiunile de Paște și pentru a face poze. Oamenii mai zic că au așteptat foarte mult să fie anulate restricțiile antipandemice pentru a se putea bucura de sărbătoare împreună cu toți membrii familiei, prietenii și rudele. Că este soare afară, că e primăvară, că totul e verde, e mai floritor, sigur, e curat. E o atmosferă plăcută. Vă place cum este acum Chișinăul? Da, la sigur. E foarte înfloritor. Da, e frumos. Tăți legați de acasă, tăți îți duși, nu se întorc înapoi. S-o împodobit de Paște, frumos, când arată străzile așa curate și împodobite.
față de anii precedenți s-a schimbat cumva? Конечно. Da, bun, fără de mască, fără de toate astea, poți să te întâlnești cu neamurile. Sunt multe culori, ouările astea strălucesc așa frumos și minunat. Anul trecut era astfel sau mai diferit? Îmi pare că era mai diferit. Decorațiunile instalate în acest an au fost achiziționate în anii precedenți. Totodată, în această săptămână, sunt programate mai multe evenimente dedicate sărbătorilor pascale, iar joi, 21 aprilie, vor fi aprinse luminile din Parcul Catedralei. Între timp, în această săptămână, primăria își propune lansarea havuzurilor din Chișinău. Și pe final mai avem o informație de ultimă oră. Proprietara clădirii în care se afla pe vremuri Hotelul Național a fost somată de poliție să șteargă vopseaua aplicată de persoane necunoscute pe fațada clădirii. Reamintesc că informația momentului este că dimineață cei care au trecut pe lângă fostul Hotel Național au observat că pe clădire, pe partea de sus, superioara clădirii, a fost vopsită în culorile panglicii Sfântul Gheorghe, culoarea portocalie și culoarea neagră. Anterior pe această clădire erau aplicate culorile drapelului Ucrainei. Poliția încearcă acum să dea de urmele făptașilor, dar deocamdată nu spune nimic dacă au identificat persoanele. Reamintesc că este interzis în Republica Moldova deja răspândirea și utilizarea acestor simboluri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Vă îndemn să rămâneți alături de TV8. Următoarea ediție de știri începe la ora 14:45. O zi frumoasă, vă doresc!